Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a Administrației la zi. Sunt Simona Pomazan, gazda noastră în fiecare marți a acestei emisiuni. Invitata mea de astăzi este doamna Marcela Bădescu, șef Serviciu Dezvoltare și Management Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Pitești. Bună ziua, doamna Bădescu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Doamna Bădescu, v-am invitat pentru a vorbi despre investițiile care au loc în municipiul nostru, investiții finanțate din fonduri europene și pe final de emisiune să vorbim și despre planurile de viitor ale dumneavoastră, ale autorităților în ceea ce privește aceste investiții. Știm că au fost 14 astfel de investiții pe fonduri europene, dintre care 8 au fost deja finalizate. Sunt 6 în curs de implementare, 6 investiții care, eu știu, mai creează și unele probleme locuitorilor municipiului Pitești. O să vorbim punctual despre fiecare în parte și când am spus că sunt investiții care mai creează probleme, mai supără pe unii dintre cetățenii municipiului, mă refeream la investiția de la pasajul Podul Viilor, la proiectul mare de reabilitare urbană. Știm despre ce este vorba, sunt oameni nemulțumiți de modul cum i-a afectat în unele zone această implementare a proiectelor. Haideți să le luăm punctual pe cele care sunt acum în curs de implementare. Deci, așa cum ați spus, municipiul Pitești, prin programul operațional etapa de finanțare 2007-2014, a avut depuse și a semnat 14 contracte. Nu vreau să mai revin, întrucât s-a discutat mult despre proiectele finanțate prin fonduri europene. În momentul de față au rămas în implementare 5 proiecte și vreau să precizez că suntem în ultimul an, deci anul în care noi trebuie să le finalizăm. M-aș referi în primul rând la un proiect modernizare străzi Lânăriei, Târgul din Vale, Costache Negri, întrucât acest proiect are termen de finalizare iulie 2015, însă pot spune cetățenilor o informație bună, se va finaliza mai devreme și dorința noastră este să redăm circulației aceste străzi pentru a mai diminua din disconfortul creat în trafic. Asta a fost un proiect specific de infrastructură de transport, străzi, modernizare, tot ce a însemnat partea carosabilă, canalizarea pluvială cu gurile de preluare ape, modernizare trotuar și iluminat public, inclusiv aici modernizarea trecerii intersecției cu, pe strada Lânăriei mă refer, intersecția cu calea ferată. Astfel încât, eu spun așa că din luna mai vom putea circula în cele mai bune condiții. Așa cum spunea și noastră, acolo a fost un disconfort și oamenii întotdeauna au adus în discuție această problemă legată de strada Lânăriei. Iată că lucrurile încep ușor-ușor să se așeze. Bun, la strada Lânăriei cu intersecția cu calea ferată, vreau să spun că am modernizat și intersecția, doar că tot așteptăm la barieră, tot se creează timpii morți și în a doua parte a emisiunii voi prezenta și un proiect, de fapt nu mai este o idee, el este un pic mai avansat, pentru a face un pasaj acolo și chiar să nu mai pierdem vremea la trecerea pentru de cale. Sigur că da, sigur acolo. Că da. Dar o să vorbim în partea a doua. Deci acesta ar fi un proiect care se apropie de finalizare. Și rămânem în patru proiecte, de fapt proiectele cele mai grele ale municipiului Pitești, finanțate din fonduri europene. Valoarea acestui proiect este, am să dau în euro, pentru că sunt cifre mai mici un pic și le înțelege lumea, el este, are o valoare totală de 4.410.000 de euro. La finalul proiectului, când vom reactualiza bugetul după achizițiile încheiate, probabil că valoarea va scădea cu ceva.
și vom comunica exact valoarea proiectului. Iată că îl finalizați și înainte de termen. Da. Se mai poate și așa, deși sunt unele proiecte s-au finalizat după termenul stabilit. Acesta e un lucru... Da, să spunem că și prin concursul constructorilor... Care nu s-au dovedit neserioși ca în cazul, în alte cazuri. Nu. Al doilea proiect de care aș dori să vorbesc este așa zisul cinema București, transformarea lui într-un fostul cinematograf București, transformare în centrul multifuncțional. Cred că deja el a putut fi văzut, s-a conturat pentru că am ajuns la acoperiș. Desigur că vom menține, conform contractului de finanțare, vom menține funcționalitatea lui, deci va fi în primul rând cinematograf modern, așa cum avem la Jupiter City, la Mall. Va fi de asemenea o sală, amenajată sală pentru filarmonică, deci concertele filarmonicii vor avea de acum loc în acest centru modern. Am creat 485 de locuri pentru telespectatori în condițiile în care a trebuit să... Deci am redus un pic numărul locurilor pentru spectatori pentru a mări scena în spațiul existent normal, astfel încât să aibă loc întreaga orchestră cu diverse instrumente, adică să poată fi abordate orice fel de concerte. Era o investiție absolut necesară pentru filarmonică. Știm foarte bine că la filarmonică merg foarte multe, la concertele susținute de Filarmonica Pitești merg foarte multe persoane. Chiar îl aveam pe directorul filarmonicii invitat și spunea că încă de la înființare s-a păstrat același public, sala este mereu plină. Era nevoie de o altă sală pentru acustică, pentru ca filarmonica să-și desfășoare concertele așa în condiții optime, cum ar trebui să fie? Sigur că da, pentru că acest centru, deci vorbim de un centru multifuncțional, vom avea numai săl de spectacol, avem etajul 1, avem mansardă, unde sunt și amenajate săli pentru instrumentiști care trebuie să exerseze înainte de concert sau până la concert. Sunt după aceea amenajate pe săli modulare expoziții, pot fi ținute conferințe, traininguri. La parter am creat și un foyer unde în pauză... Cam așa arată acest centru. Da, exact. Este o planșă de arhitectură, este vorba de laterala centrului. El va fi în culoare crem și tâmplărie, normal, termopan acum, care imită lemnul, deci maro. Avem, dacă reușim, să prezentăm și fațada. Deci vom avea un foyer, vom avea vestiare la parter normal, grupuri sanitare și pentru persoane cu dizabilități, adică acest centru a fost proiectat la nivelul cerințelor europene, altfel nu putea fi finanțat și vă spun sincer că datorită spațiului, cinemaul știe toată lumea, spațiului restrâns dintre blocuri, n-am putut să ne extindem foarte mult pentru a nu afecta cetățenii care locuiesc în zonă, pentru a nu reduce locurile de parcare, pentru a lăsa spații verzi, a fost multă muncă pentru proiectant încât să poată optimiza spațiul existent și să ne atingem și obiectivul. Valoarea lui este în euro 3.915.000. Aceeași problemă la finalizarea proiectului, care este preconizat pentru decembrie 2015. Noi sperăm să atingem, da, acum se vede și o secțiune acolo, cam cum ar fi din față privit. Sperăm să nu ajungem până în decembrie, la sfârșitul lunii noiembrie să fie gata, astfel ca de sărbători să putem să
fie poate primul concert al Filarmonicii sau un spectacol, să facă o deschidere. Am dorit-o nu în ianuarie, ci de sărbători în acest an. Un deci, alt proiect? Un alt proiect aici... Fonduri europene este cel privind pasajul rutier de la Pădurilor. Exact. Un proiect care, așa cum spuneam și în intervenția de la început, a creat ceva probleme în rândul piteșenilor, creează încă, știm că și prefectul Mihai Oprescu a fost așa puțin nemulțumit în urma audiențelor pe care le-a primit de la piteșteni și a nemulțumirilor aduse la cunoștința dumnealui. Spunea că sunt lucrări care dau un pic peste cap traficul în zonă și că nu este totuși prea bine să se întâmple așa. Da, acum cu acest pasaj este o problemă, în sensul că el trebuia făcut, asta este normal, era în studiu de prin 2006, a existat un proiect, dar și nu studiu, era de fapt deja proiectul tehnic aproape gata, datorită valorilor mari din deviz, s-a tot amânat începerea lucrărilor. Această oportunitate cu fonduri europene era evident că nu o puteam pierde pentru un proiect de infrastructură de o asemenea grandoare. Așa cum vedem și în București, s-au făcut foarte multe pasaje, nu are sens să mai spun cu ce disconfort și greutate, dar acum se circulă foarte bine. Și noi suntem afectați foarte mult. Din nefericire pentru Pitești, nu avem o altă alternativă, fiind un oraș care se întinde de o parte și de alta râului Argeș, era normal să fie avut mai multe poduri, chiar dacă nu erau super moderne sau da, o altă variantă. Întrucât nu avem, circulăm în astfel de condiții cu... câteodată cu nervi, cu și, probleme. Aici se adaugă și faptul că Piteștiul este un oraș foarte tranzitat, un oraș da, cu foarte multe mașini. Sunt foarte mulți cei care sunt proprietari de mașini, sunt multe în oraș și iată că toate s-au adunat toate peste faptul că, vreau să precizez asta, noi circulăm prin organizarea de șantier. Deci dacă era să procedăm așa cum trebuie și scrie la lege, să fie trebuia închis și executantul să-și poată lucra, executa lucrările fără a fi deranjat de trafic. Nu se poate, era absurd imposibil să facem, sigur că da. Atunci vom circula cu viteză mai mică, mai trecem cu vederea unele probleme, pentru că este foarte important să ne gândim ce va fi în final. Eu v-aș reaminti aici, pentru că am mai fost odată în studio la dumneavoastră pe aceste discuții, ce am pățit cu podurile când le-am modernizat, mai ales cu podul peste râul Argeș. A fost într-adevăr un disconfort și o presiune asupra noastră, dar din păcate nu puteam să punem aceeași presiune pe executant, pentru că aici e vorba de faze tehnologice și nimeni nu poate să le grăbească, fiind obiective de siguranță. Deci aici nu poți să grăbești. Sunt convinsă că la finalizarea pasajului toată lumea va fi mulțumită. În primul rând, deci, cetățenii ce preiau? Impactul asupra traficului. Vom circula mai repede, cu viteza legală, normal, nu vom mai sta la sensul giratoriu, pentru că el se desfințează, pasajul va fi paralel cu calea ferată și în zona podului Viilor, când, deci coborând pe calea București, va fi ridicat pe piloni, astfel încât se va putea circula în toate direcțiile, semnalizat așa cum trebuie, cu avizul, proiectul are avizul poliției rutiere și cred că va fi un lucru foarte bun. Prin planșa pe care ne-au prezentat-o colegii, într-adevăr, era ceva... Nu știu cât se vede de bine din planșă, dar eu pot să vă spun
că noi avem și materialele 3D, s-au făcut simulări și ne-am dat seama că, într-adevăr, traficul va curge, cum se spune. Și, practic, și în zonă se vor, eu știu, calma spiritele, pentru că mulți se supărau și pe faptul că cei care mergeau la bazin nu prea au posibilitatea nici de a Este normal, deci, mașinile. Gândiți-vă că în zona bazinului olimpic și sunt foarte mulți care merg. Și e foarte bine. Se întâlnesc două proiecte. Modernizarea străzilor de care am spus și pasajul rutier. Străzile se vor termina, așa cum am spus, mai repede și deci mai cu grijă vom putea ajunge la bazinul olimpic până când se va face și racordarea pasajului rutier la strada, la strada Costache Negri. Eu n-aș vrea să spun că se va termina mai devreme. Termenul stabilit este prin contractul de finanțare, este noiembrie 2015. Constructorul dorește, normal și noi, dar și constructorul dorește să termine mai devreme, să nu intrăm în sezonul rece, că poate noiembrie va aduce precipitații, dar cu siguranță, dacă nu vor fi, nu știu, niște probleme să apară deosebite pe parcursul lucrărilor, ne vom încadra în graficul investiției. Pasajul rutier, ca valoare totală, este în jur de 9.250.000 de euro. Acesta este bugetul aprobat, de suma maximă din bugetul aprobat. Evident că la finalizarea implementării proiectului vom avea valoarea reală, care va fi mai mică decât ceea ce s-a contractat. Cam asta aș spune eu despre pasajul rutier, cu scuzele de rigoare, pentru că și eu circul pe acolo și îmi dau seama atunci când primim telefoane de la cetățeni că sunt nemulțumiți și eu constat și deci au dreptate oamenii, numai că nu există foarte multe soluții, se repară în zonă, constructorul are grijă, dar gândiți-vă că sunt utilaje de tonaj greu, care trec dintr-o parte într-alta, deci traversează această ieșire din oraș, pentru că sunt lucrări în cele două zone și atunci ele automat că strică. Și de multe ori găsim dimineața, că mai lucrează seara, găsim din nou mai lăsat terenul, dar va fi frumos în final. Cei de conducători auto, într-adevăr, știți cum suntem la volan, ne pierdem răbdarea și automat vrem să ajungem cât mai repede la destinație, eventual să nu avem parte de nimic în trafic, să nu ne lovim de lucrări sau... Da. Până la urmă, tot în avantajul nostru este. Vorbim acum despre proiectul de reabilitare urbană, unul dintre cele mai mari proiecte, dar la fel și aici discuțiile au fost numeroase, multe referitoare la tăierea arborilor. Una dintre problemele majore ale piteștenilor, s-au plâns de spațiile verzi că le dispar, mai ales pe calea București, aici a fost problema majoră. Cum am putea să le explicăm oamenilor? Da, pentru că important pentru dumneavoastră ar trebui să știe, s-au tăiat bun arborii, dar se vine cu ceva în schimb, până la urmă toți avem nevoie de un aer curat și e păcat să renunțăm la copaci, la spațiile verzi. Sigur că da. Deci e greu să vorbești de proiect urban având în vedere mesajele pe care le avem, semnalele de la cetățeni, de la dumneavoastră, de la presă. Deci aș spune așa, este un proiect care afectează 35 de hectare din municipiul Pitești. Ideea lui a fost de o reabilitare și modernizare a spațiului între blocuri, că mai puțin avem case aici, și spun o modernizare și o altă viziune mai modernă a ceea ce înseamnă spațiul de recreere, de trafic ușor, de trafic pietonal. Nu pot să spun că prin proiect nu au fost prevăzute, nu au fost și unele, să spun, lucrări care au trebuit să fie modificate, relocate,
la observațiile primite de la cetățeni, și aici cetățenii au fost foarte activi prin asociațiile de proprietari sau chiar direct, au venit mereu și ne-au informat, am discutat, câteodată ne-au înțeles și proiectul a rămas așa, câteodată a trebuit să înțelegem noi. Am apelat la proiectantul inițial al documentației, care prin acte legale, dispoziții de șantier, am îndeplinit solicitările cetățenilor, în primul rând cei care locuiesc. Am făcut totuși, am să vă spun, nu un mic secret, dar primind atât de multe sesizări de la cetățeni, am făcut o statistică să vedem și noi cam ce se dorește și cine ce dorește. Și am constatat așa, cetățenii unde erau probleme de parcări, de locuri de joacă, vrem mai multe locuri de parcare, e normal. Erau persoane, familii tinere, care sunt, aleargă de colo-colo cu servici, cu copii, unde se doreau zone verzi și ceva bănci, dar și aici este o problemă, erau persoane mai în vârstă. Sunt foarte separate dorințele între cetățenii noștri. De înțeles, este foarte greu să poți îndeplini totul, întrucât vorbind de blocuri de locuințe, putem avea vecini de categorii de vârstă diferite și cu alte dorințe. Și automat că fiecare are punctul lui de vedere. Pe de altă parte, dacă stai să te gândești, fiecare are dreptate. Dar având acest spațiu, e foarte, foarte dificil să-l poți împărți de așa natură încât toată lumea să fie mulțumită. Noi sperăm, aici n-am să spun ca la pasaj, că va fi, toată lumea va fi mulțumită. Noi sperăm ca la finalizarea proiectului urban impactul să fie totuși și vizibil și deja se constată modificările și marea majoritate a oamenilor să fie totuși mulțumiți, să se adapteze la schimbare. Cât de mult va fi schimbat aspectul urbanistic? Acum am să vă spun, deci nu putem spune că te joci în același spațiu și nu poți să faci lucruri care să fie total deosebite. Dar printr-o reabilitare, deci în primul rând vor fi toate aleile carosabile, și sunt alei carosabile, nu, unde intră mașinile de intervenție, autoturisme, proprietate personală, deci nu trafic greu mă refer, toate vor fi asfaltate, vor fi fără defecte, nu cum circulăm, nu petice, nu nimic, se circulă foarte bine, trotuarele vor fi acoperite cu pavele. Și aici am avut câteva observații pe care eu le înțeleg de la tinere doamne că este mai puțin confortabil să calci pe pavele cu un pantof cu toc, de exemplu. Era o tânără doamnă care îmi spunea, știți, eu nu pot să merg pentru că mă deranjează foarte mult. Acum, așa este, dar nu vreau să mai spun să ne uităm că tot timpul spunem în afară. Haideți să ne uităm și în alte orașe mari din România. Tot ce se face acum ca alei pietonale sunt prevăzute cu pavele. Deci, dacă asta este tendința și noi ne înscriem în noutate, să spun așa. După aceea, locurile de joacă se vor vedea. Multe se reamplasează, dar se creează noi locuri de joacă. Una dintre doleanțele piteștenilor, foarte mult spuneau că aici stăm cam... Da. Slăbuți la locurile de joacă și ar fi dorit mai multe amenajate în oraș și iată că se vine. Și eu sper să crească natalitatea în municipiul Pitești și să creăm și mai multe locuri de joacă. Acestea vor fi dotate numai cu echipamente care corespund normelor. Vorbim acum de norme europene, dar și normele românești sunt în conformitate cu normele europene. Deci vor fi de siguranță maximă așa cum se
cere peste tot. O să vă rog să treceți în revistă cât mai repede da. Pe acest proiect de reabilitare. Timpul se scurge foarte repede, nu mai avem mult la dispoziție. Bun. Și mă gândesc să atingem deci, școală, aceste proiecte pe care am să las proiectul urban. Că în vom ceea mai... ce privește tăierea arborilor, că v-am zis deci, aici tăierea arborilor. Mari supărări ale oamenilor, înțeleg că totuși veniți cu altceva nou. Cu, deci se plantează, se plantează mult mai mult, se plantează dublu decât se taie. Și am să spun aici, poate nu este meritul nostru, prin avizele date, asta este legea, nu tai un arbor dacă nu pui cel puțin doi. Deci plantăm mult mai mult. Singura problemă nu este la arbori. Eu înțeleg că acolo unde este un arbore mai mare și totuși a trebuit să fie sacrificat datorită unei alei, și oamenii nu, te doare, nu te doare. Explicat de ce. E normal, dar nu puteam. Însă toți arborii mari și esențele care cresc greu, am modificat trasee ca să putem să îi păstrăm. Poate la zona verde s-a mai intervenit puțin prin aceste dorințe de a face parcări și parcări. Atât tot, dar nu la copaci. Sub nicio formă, vă spunem, pentru că nu avem voie. Aici, dacă tai unul, poate că peste, știu eu, în spate la alt bloc am plantat 2 sau 3 sau 4 copaci. Deci nu s-a făcut așa, doar că nu-l vezi chiar lângă tine. E de înțeles. Am înțeles. Să punctăm puțin, să vorbim și despre proiectele de viitor sau vreți să mai avem deci, ca să la dispoziție? Și școala 19, care se va termina la sfârșitul anului, deci nu vom începe în noul an în școală, că nu este posibil, dar este în grafic. Și ultimul ar fi Centrul Național de Informare Turistică, este un proiect tipizat, l-a aplicat, finanțat din fonduri europene, care se aplică, este același și vedem puncte de informare în toată țara. Deci asta este programul pe care îl finalizăm în 2015 și va trebui să vorbim deja din 2015 de următorul program, 2014-2020, și acesta este deja în întârziere, că așa este la noi, nu din cauza autorităților sau autorităților centrale, undeva la Bruxelles se mai analizează axele care vor fi axe prioritare de finanțare. Proiectul din cele 31 de proiecte pe care ni le-am propus, cel mai important, pentru că nu mai avem îl știți, da? Este podul peste râul Argeș, acest pod nou pe care îl vom construi împreună cu Mărăcineni, comuna Mărăcineni, pentru că se va descărca pe teritoriul comunei Mărăcineni, dar care este, poate, și avem deja niște studii făcute, l-am mai prezentat la conferințe de presă, o să le mai prezentăm, este un pod enorm și ținem foarte mult la el. Despre aceste proiecte. Restul vor fi proiecte foarte mari, foarte mari de infrastructură, pasaje în municipiul Pitești. Așa mergeți cum mult pe partea mergem, aceasta, pe pasaje. Mergem pentru că se și este vorba de actuala, deci actuala, zic deja 2014-2015, suntem în actuala perioadă de finanțare, ce a fost a fost. Se merge foarte mult pe mobilitate. Și atunci te repliezi cu proiectele pe ceea ce se finanțează, urmând ca restul să fie făcut din bugetul local. Eu vă mulțumesc, doamna Bădescu, pentru mulțumesc prezența în emisiune. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri. Rămâneți în continuare cu Antena 1 Pitești. Vă aștept cu știrile locale.